Romani, capitolul 10, vom citi începând cu versetul 1. Fraților, dorința inimii mele și rugăciunea mea către Dumnezeu pentru israeliți este să fie mântuiți. Le mărturisesc că ei au râvnă pentru Dumnezeu, dar fără pricepere. Pentru că, întrucât n-au cunoscut neprihănirea pe care o dă Dumnezeu, au căutat să-și pună înainte o neprihănire a lor înșiși și nu s-au supus astfel neprihănirii pe care o dă Dumnezeu. Căci Hristos este sfârșitul legii, pentru ca oricine crede în El să poată căpăta neprihănirea. În adevăr, Moise scrie că omul care împlinește neprihănirea pe care o dă legea va trăi prin ea. Pe când iată cum vorbește neprihănirea pe care o dă credința, să nu zici în inima ta cine se va sui în cer, să pogoare, adică pe Hristos din cer, sau cine se va pogorî adânc, să scoată, adică pe Hristos din morți. Ce zice ea deci? Cuvântul este aproape de tine, în gura ta și în inima ta. Și cuvântul acesta este cuvântul credinței pe care îl propovăduim noi. Dacă mărturisești deci cu gura ta pe Iisus ca Domn și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Căci prin credința din inimă se capătă neprihănirea și prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire. După cum zice Scriptura, oricine crede în El nu va fi dat de rușine. În adevăr, nu este nicio deosebire între iudeu și grec, căci toți au același Domn, care este bogat în îndurare pentru toți cei ce-L cheamă, fiindcă oricine va chema numele Domnului va fi mântuit. Dar cum vor chema pe acela în care n-au crezut și cum vor crede în acela despre care n-au auzit și cum vor auzi despre el fără propovăduitor? Și cum vor propovădui dacă nu sunt trimiși? După cum este scris, cât de frumoase sunt picioarele celor ce vestesc pacea, ale celor ce vestesc Evanghelia, dar nu toți au ascultat de Evanghelie, căci Isaia zice, Doamne, cine a crezut propovăduirea noastră? Astfel, credința vine în urma auzirii, iar auzirea vine prin cuvântul lui Hristos. Dar eu întreb, n-au auzit ei? Ba da, căci glasul lor a răsunat prin tot pământul și cuvintele lor au ajuns până la marginile lumii. Dar întreb iarăși, n-a știut Israel lucrul acesta? Ba da, căci Moise cel dintâi zice, vă voi întărâta la pismă prin ceea ce nu este neam, vă voi ațâța mânia printr-un neam fără pricepere. Și Isaia merge cu îndrăzneala până acolo când zice, am fost găsit de cei ce nu mă căutau, m-am făcut cunoscut celor ce nu întrebau de mine. Pe când despre Israel zice, toată ziua mi-am întins mâinile spre un norod răzvrătit și împotrivitor la vorbă. Până aici cuvântul Domnului. Amin. Tema la care vă invit să medităm în această dimineață este Hristos este sfârșitul legii. Hristos este sfârșitul legii. Lucrul acesta este evidențiat și în versetul 4 din capitolul 10 pe care l-am citit, căci Hristos este sfârșitul legii, pentru ca oricine crede în El să poată căpăta neprihănirea. Acum, una din cele mai controversate teme din Sfânta Scriptură, cred că este cea cu privire la lege. Mai trebuie ținută? Mai suntem până la urmă sub lege sau suntem sub har? Și problema asta a generat multe dispute încă de la începutul istoriei bisericii. Așa se face că în Fapte capitolul 15 se sublinează următoarele. Câțiva oameni veniți din Iudeia învățau pe frați și ziceau, dacă nu sunteți tăiați împrejur după obiceiul lui Moise, nu puteți fi mântuiți.
Pavel și Barnaba au avut cu ei un viu schimb de vorbe și păreri deosebite și frații au hotărât ca Pavel și Barnaba și câțiva dintre ei să se ducă la Ierusalim, la apostoli și la prezbiteri, ca să-i întrebe asupra acestei neînțelegeri. Mă, fraților, până la urmă, prin lege sau prin har? Dacă l-am cunoscut pe Hristos și l-am primit în viața noastră, mai trebuie să ținem și legea? Sau suntem sub har? Și au fost unii care au zis, nu, nu, l-ați cunoscut voi pe Hristos, dar dacă nu respectați legea întru totul, nicio șansă la mântuire. Și-au dat naștere toate aceste păreri la dispute, la certuri între frați. Au ajuns la Ierusalim și atunci unii din partida fariseilor care crezuseră, interesant, în biserica din Ierusalim era și o partidă legalistă, un grup de frați mai legaliști. Ăștia s-au ridicat și au zis că neamurile trebuie să fie tăiate împrejur și să li se ceară să păzească legea lui Moise. Apostolii și prezbiterii s-au adunat la oaltă ca să vadă ce este de făcut. După ce s-a făcut multă vorbă, s-a sculat Petru și le-a zis, fraților, știți că Dumnezeu de o bună bucată de vreme a făcut o alegere între noi, ca prin gura mea neamurile să audă cuvântul Evangheliei și să creadă. Și Dumnezeu care cunoaște inimile a mărturisit pentru ei și le-a dat Duhul Sfânt ca și nouă. N-a făcut nicio deosebire între noi și ei, întrucât le-a curățit inimile prin credință. Acum dar, de ce ispitiți pe Dumnezeu și puneți pe grumazul ucenicilor un juc pe care nici părinții noștri, nici noi nu l-am putut purta? Ci credem că noi, ca și ei, suntem mântuiți prin harul Domnului Iisus. Ce mărturie frumoasă! Ce mesaj dătător de speranță! N-a eliminat părerile unora, n-au încetat discuțiile cu privire la lege, dar a dat o speranță și neamurilor că prin Hristos, prin har, putem să fim mântuiți și noi. Acum, când este vorba de lege, dacă ne uităm în Scriptură, vedem că în loc să ne aducă viața, legea ne duce sub blestem, datorită neîmplinirii ei. Și pentru că nu puteai să împlinești legea, intrai sub blestem. Prin urmare, a fost nevoie să vină Hristos să ne răscumpere de sub blestemul legii, făcându-se blestem pentru noi. Și în sensul acesta, Hristos este sfârșitul legii. Astfel, spunea Pavel, suntem mântuiți nu prin lege, ci prin Hristos. Accentuându-se faptul că, spre deosebire de lege, Hristos nu este inaccesibil, ci este întru totul accesibil. Legea nu era accesibilă pentru toți, nu puteai să o împlinești, n-a fost nimeni să o împlinească întru totul. Dar spre deosebire de lege, Hristos se deschide pentru toți. Astfel, nu este cazul să asaltăm înălțimile sau să sondăm adâncimile în căutarea lui Hristos. Pentru că El, Hristos, a venit deja, a murit și a înviat și este lângă fiecare dintre noi, este accesibil fiecăruia. Acum, Hristos este sfârșitul legii. Prin urmare, fii plin de râvnă pentru El. Hristos este sfârșitul legii. Împlinește ceea ce noi n-am fi putut împlini niciodată. Dar faptul că Hristos este sfârșitul legii nu înseamnă că eu și noi putem să trăim cum vrem. Că noi putem să-L nesocotim de acum pe Hristos, îl lăsăm pe Hristos să rezolve problema legii în locul nostru, îl lăsăm pe Hristos să rezolve problema păcatelor și noi ne vedem de viața noastră. Nu, nu. Hristos este sfârșitul legii, dar asta mă motivează, asta mă determină să fiu plin de râvnă pentru El. Despre israeliți, Apostolul Pavel
Când se uită la ei, spunea, le mărturisesc că ei au râvnă pentru Dumnezeu, dar fără pricepere. Acum, dacă ar fi să se spună despre noi, cum este râvna noastră pentru El? Mai suntem noi plini de râvnă pentru Domnul, știind ceea ce a făcut El pentru noi? Știind cine este El cu adevărat, mai suntem noi plini de râvnă pentru El și râvna asta este o râvnă cu pricepere sau fără pricepere? Cum ne putem da seama? Râvna pentru El se va vedea în dorințele inimii tale. Râvna mea pentru Domnul, râvna fiecăruia pentru El, se vede în dorințele inimii tale. Și Pavel, în privința aceasta, spunea fraților, dorința inimii mele este ca israeliții, cei din neamul meu, să fie mântuiți. Dacă este să-mi doresc ceva într-un mod cu totul deosebit, atunci îmi doresc ca cei din jurul meu, semenii mei, să fie mântuiți. Sunt plin de râvnă pentru Domnul. Și ard de dorința aceasta de a-i vedea și pe alții mântuiți. Și avem atâția în casele noastre. Și sunt atâția cunoscuți de ai noștri care se pierd. Și poate că se pierd dintr-o vorbă. Datorită unei judecăți, în loc să-i întinzi o mână cu dragoste, în loc să-i spui o vorbă cu dragoste, te-ai uitat la el și ai spus, tu n-ai nicio șansă, ești pierdut. Și s-a pierdut pentru că n-ai avut dorința aia plină de râvnă ca să fie salvat. Hristos este sfârșitul legii și noi trăim prin har, dar asta mă determină să fiu plin de râvnă pentru El și râvna pentru El se va vedea și în viața de rugăciune. Este dorința pe care o am, dorința inimii și fiecare dintre noi avem atâtea dorințe. Acum, în general, dorințele cam sunt pentru noi, noi și cei mai apropiați. Dar în același timp, spune Pavel, când e vorba de râvnă, asta se vede și din viața de rugăciune. Fraților, dorința inimii mele și rugăciunea mea către Dumnezeu pentru israeliți este să fie mântuiți. Dincolo de ceea ce îmi doresc, este voia lui Dumnezeu. Dincolo de o anumită dorință pe care o am, e o viață de rugăciune pe care o duc. Este o luptă în rugăciune pe care o duc pentru cei din jurul meu. Mie îmi pasă într-atât încât nu doar spun, a, mi-aș dori să fie mântuit și cu tare. M-aș bucura să se mântuiască și cu tare. Pur și simplu îl port în rugăciune. Pur și simplu îmi fac timp să-l aduc înaintea lui Dumnezeu și să mă rog pentru semenul meu, pentru cel din casa mea, pentru cel care poate chiar îmi este dușman. Mă rog ca Dumnezeu să lucreze în viața lui și să-l mântuiască, să îi vorbească în așa fel încât să primească mântuirea. Cum este viața ta de rugăciune? Exprim această viață de rugăciune, râvna pentru El. Râvna mea pentru Domnul mă determină la o viață de rugăciune zilnică. Nu cumva am obosit de prea multă rugăciune și ne-am zis, las că Dumnezeu știe problemele, Dumnezeu cunoaște nevoile, oricum n-are nevoie Dumnezeu să-i le spunem noi, așa că le rezolvă El și am încetat să ne mai rugăm. Sau ne-am gândit că se roagă alții, știm că sunt grupuri de rugăciune și am zis, slavă Domnului, că poartă ei povara și noi ne-am despovărat și acum trăim prin har. Nu mai suntem sub lege? Hristos este sfârșitul legii, dar asta ar trebui cu atât mai mult să mă motiveze pe mine să trăiesc cu râvnă pentru El. Și asta se va vedea și din viața de rugăciune. Și se va vedea și dintr-o trăire cu pricepere. Râvna mea pentru Domnul se va vedea dintr-o trăire cu pricepere. Dacă ne uităm în Scriptură, putem să vedem un lucru cu totul deosebit.
A fost un moment în viața fiecăruia în care am trăit, sau a fost un timp în care am trăit în felul lumii, în felul nostru. Că nu l-am cunoscut pe Hristos. Dar după ce l-am cunoscut pe Hristos, spune cuvântul, s-a produs ceva, o schimbare. Dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, toate lucrurile s-au făcut noi. Se produce schimbare la nivelul de gândire, se produce schimbare la nivelul de vorbire, se produce o schimbare în ce privește trăirea noastră. De unde trăiam fără pricepere, datorită necunoștinței, necunoașterii lui Hristos, după ce l-am cunoscut pe Hristos și l-am primit în viața noastră, viața noastră, trăirea noastră s-a schimbat. Și de acum trăiesc, spune Pavel, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și o astfel de trăire e o trăire înțeleaptă, o trăire cu pricepere. Când de acum trăirea mea nu mai este sub călăuzirea firii, ci sub călăuzirea Duhului. Asta este o trăire înțeleaptă, o trăire cu pricepere. Și când mă uit în Scriptură și descoper faptul că vine Hristos și El este sfârșitul legii și mi oferă har, înțeleg cu atât mai mult că trebuie să fiu plin de râvnă pentru El în ce privește trăirea mea. Eu nu mai pot să stau nepăsător față de o mântuire așa de mare. Nu mai pot să stau nepăsător față de lucrarea lui Dumnezeu, ci de acum dorința inimii mele se schimbă, viața mea de rugăciune este înflăcărată, trăirea mea este cu pricepere înaintea lui Dumnezeu. Fii plin de râvnă pentru El. Hristos este sfârșitul legii. Prin urmare, acceptă neprihănirea oferită de însuși Dumnezeu. Hristos este sfârșitul legii. Dar vine Hristos și nu doar că pune punct la ceva, aduce în loc altceva. Și cuvântul spune așa, pentru că întrucât n-au cunoscut neprihănirea pe care o dă Dumnezeu, au căutat să-și pună înainte o neprihănire a lor înșiși și nu s-au supus astfel neprihănirii pe care o dă Dumnezeu. Era o neprihănire pe care o dădea legea. Și au fost atâția care au încercat să trăiască la standardele cele mai înalte. Dar zilnic puteau să constate că au eșuat. Oricât de mult ți-ai fi dorit să respecti toată legea, era imposibil să nu calci cumva strâmb. Să nu încalci legea. Și atunci puteai să constați că nu ești neprihănit. Pentru că ai încălcat legea. Vine Hristos și oferă altceva și pune în loc o altă neprihănire pe care o dă credința, nu mai dă legea. Ce trebuie să fac eu? Să accept neprihănirea oferită de însuși Dumnezeu. Neprihănire pe care o poți cunoaște. Despre evrei, cuvântul spune, n-au cunoscut neprihănirea pe care o dă Dumnezeu, deși ar fi putut să o cunoască. Ei au rămas închistați în legea lor, au rămas sub lege și nu s-au uitat și n-au fost gata să primească ceea ce Dumnezeu le oferea. Este neprihănirea pe care poți să o cunoști. Este neprihănirea față de care, pe de altă parte, trebuie să te supui. Când Dumnezeu îți dă ceva, orice dar de la Dumnezeu este bun și desăvârșit. De multe ori nu înțelegem modul în care Dumnezeu lucrează în viața noastră, dar ceea ce așteaptă Dumnezeu din partea fiecăruia este să acceptăm cu supunere, în supunere. Ce trist să ai șansă să cunoști neprihănirea pe care o dă Dumnezeu și să o nesocotești. Să te supui neprihănirii pe care o dă Dumnezeu și să nesocotești lucrul acesta. Hristos este sfârșitul legii și pune în loc o neprihănire pe care o dă credința. Și eu trebuie să o accept, pentru că este oferită de însuși Dumnezeu. Față de această neprihănire, eu trebuie să mă supun. Eu nu mă pot prezenta înaintea lui Dumnezeu cu neprihănirea mea, cu faptele mele. Despre toate acestea, cuvântul spune, îți ca o haină mânjită, o haină murdară înaintea lui Dumnezeu. Cum să te prezinți înaintea lui Dumnezeu cu meritele tale, care ar fi? Cu faptele tale extraordinare,
care ar fi? Ceea ce îmi dă dreptul să stau înaintea lui Dumnezeu și ceea ce îmi va aduce mântuirea este neprihănirea pe care o dă Dumnezeu prin credință. O neprihănire care poate fi căpătată de fiecare dintre noi prin credință. Și spune Pavel în privința aceasta, căci Hristos este sfârșitul legii, pentru ca oricine crede în El să poată căpăta neprihănirea. Fie evreu, fie grec, fie iudeu, fie dintre neamuri, oricine crede în El să poată căpăta neprihănirea. Așa se face că și noi am căpătat neprihănirea. Și noi am avut șansa să-L cunoaștem pe Hristos. Și noi am avut șansa să-L primim în viața noastră și să acceptăm neprihănirea pe care o dă El prin credință. Altfel, am fi fost pierduți pentru totdeauna. Da, Hristos este sfârșitul legii. Dar asta ce înseamnă? Vine Hristos și aduce neprihănirea pe care o dă credința și eu trebuie să o accept, pentru că este oferită de însuși Dumnezeu. În al treilea rând, Hristos este sfârșitul legii, prin urmare, mărturisește-L pe Iisus ca Domn personal. Mărturisește-L pe Iisus ca Domn personal. Mulți cred că dacă Hristos pune capăt legii, Hristos este sfârșitul legii, de acum tu ai scăpat de orice responsabilitate. Noi am scăpat de orice datorie față de Dumnezeu, ori dacă ne uităm în Scriptură, vedem că suntem chemați să împlinim atâtea lucrări pentru Domnul. Versetul 9. Dacă mărturisești deci cu gura ta pe Iisus ca Domn și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. A fost un moment în viața noastră în care l-am mărturisit ca Domn. Dar dincolo de momentul în care am făcut legământ cu El, dincolo de apa botezului în care am intrat și l-am mărturisit pe Domnul, mai îl mărturisim noi pe El ca Domn personal, ca stăpân în viața noastră? Mai este El Domnul nostru, stăpânul nostru personal? Nu cumva L-am acceptat și ne-am bucurat că L-am primit pe Hristos doar ca mântuitor, ca unul care să ne rezolve problema păcatelor, să ne rezolve problema veșniciei, după care noi să trăim în felul nostru? Hristos este mântuitorul și slavă Lui că prin jertfa Lui ne-a mântuit, ne-a răscumpărat, ne-a iertat de păcate. Dar El este și Domn și Stăpân. Și când mă identific cu Hristos, eu declar că El este mântuitorul meu și este Domnul meu, stăpânul vieții mele. De acum nu mai fac ce vreau, ci stau în ascultare de El, potrivit cuvântului pe care l-am cunoscut. Mărturisește-L pe Hristos ca Domn personal, potrivit cuvântului pe care l-ai cunoscut. Cuvântul este aproape de tine, spune Pavel. Și e atât de aproape de noi. Îl avem în casele noastre. Îl avem în buzunarele noastre, pe telefon. Îl putem auzi la radio, îl putem auzi la televizor. Este atât de aproape cuvântul ăsta de noi. Este în gura ta, este în inima ta. La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu și cuvântul s-a făcut trup. Și a locuit printre noi plin de har și de adevăr. Și a venit cuvântul la ei săi și a venit cuvântul la noi. De unde era înscris pe o piatră, pe niște table. Acum vrea Domnul să-L scrie în inimile fiecăruia dintre noi. E atât de aproape. Și-L poți cunoaște. Ei, potrivit cu acest cuvânt pe care îl cunoaștem, noi trebuie să-L mărturisim pe Iisus Hristos ca Domn personal. Trebuie să-L mărturisim și potrivit cu oportunitățile pe care le avem. Și spune Pavel, dacă mărturisești deci cu gura ta pe Iisus ca Domn și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Când toate acestea? Păi sunt atâtea oportunități să-L mărturisești. Sunt atâtea ocazii pe care le ai să declari că El este Domnul tău și Mântuitorul tău personal. Nu doar o dată în viață,
Nu doar atunci când pășești în apa botezului, după care trăiești tot în felul tău. Sunt atâtea ocazii pe care Dumnezeu ni le oferă fiecăruia dintre noi, atâtea oportunități în care să vorbim cu alții despre El. Dar nu numai să vorbim, să arătăm în viața noastră că El este stăpân, că El este Domn. Că e frumos să spui despre Domnul, cine este, ce face, cum lucrează Dumnezeu, cum răscumpără Dumnezeu, cum conduce Dumnezeu. Dar oamenii se vor uita la noi, se vor uita în viața fiecăruia și vor vedea dacă El este stăpân sau nu, dacă El te conduce sau nu. Mărturisește-L pe Iisus ca Domn personal și potrivit nevoilor pe care le remarci. Și spunea Pavel în privința aceasta, dar cum vor chema pe acela în care n-au crezut? Și cum vor crede în acela despre care n-au auzit? Și cum vor auzi despre el fără propovăduitor? Și cum vor propovădui dacă nu sunt trimeși? După cum este scris, cât de frumoase sunt picioarele celor ce vestesc pacea, ale celor ce vestesc Evanghelia. Noi am avut harul să-L cunoaștem pe Hristos, să auzim cuvântul, dar sunt atâția care încă nu-L cunosc. Cum vor chema pe acela în care n-au crezut? Fiind gata să mergi, să le spui, e o nevoie. Cum vor crede în acela despre care n-au auzit? Fiind gata să mergi, să le vorbești despre Hristos ca Domn și Mântuitor personal și astfel vor putea să audă din gura ta. Ca unul care te-a întâlnit cu Hristos și în viața căruia Hristos a lucrat într-un mod deosebit. Sunt atâtea nevoi pe care le constatăm în jurul nostru. Și unele ne sensibilizează, altele ne lasă reci. Dar știți care e cea mai mare nevoie până la urmă? Dincolo de o bucată de pâine, dincolo de un bănuț pe care să-l dai celui care își întinde mâna, e nevoia de mântuire. Și rămâne. Că poți să-i dai celui necăjit cât i-ai da. Și ce-ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Mai suntem sensibili la problema aceasta, la nevoia aceasta? Ne mai doare pentru semenii noștri că se duc în iad? Pentru că problema lor principală, nevoia lor principală nu este împlinită. Poate că de multe ori este mai ușor să spui, ia de aici 5 lei și lasă-mă, du-te și vezi de treabă. Și ai fi putut să-i spui un cuvânt din Scriptură, ai fi putut să-i spui un cuvânt din partea Domnului și să-L cunoască pe Domnul și să primească mântuirea. Hristos este sfârșitul legii, dar asta mă responsabilizează, să-L mărturisesc pe El ca Domn personal. Și mai este un lucru. Hristos este sfârșitul legii. Prin urmare, cheamă numele Domnului pentru a fi mântuit. Cheamă numele Domnului pentru a fi mântuit. Și aici rețineți următoarele aspecte. Când chem numele Domnului, ține cont de lucrarea divină. Chemăm numele Domnului peste biserică, când ne adunăm la oaltă, chemăm numele Domnului peste viața cuiva, chemăm numele Domnului pentru copilașul care este adus la binecuvântare, chemăm numele Domnului peste cei care se duc în lucrare, în misiune, chemăm numele Domnului de atâtea ori și îl invocăm între noi. Dar când chem numele Domnului, ține cont de lucrarea divină. Dacă mărturisești deci cu gura ta pe Iisus ca Domn, și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. A fost nevoie de jertfă ca eu să am răscumpărarea. A fost nevoie ca Dumnezeu să dea cea mai scump, Tatăl, să-L dea pe Fiul, ca eu să am viața. Mă uit la Hristos și văd lucrarea pe care o face și este una cu totul deosebită. Ce trist că de multe ori ne gândim la lucrarea divină doar o dată pe lună, la cină. Dar lucrarea lui Dumnezeu se vede lămurit de la facerea lumii, când te uiți cu băgare de seamă în lucrurile făcute de El.
Este puterea Dumnezeu care se manifestă, se evidențiază în mod deosebit. Este lucrarea prin care noi am fost răscumpărați. Așa că atunci când chem numele Domnului, ține cont și trebuie să țin cont de lucrarea divină. Pe de altă parte, când chem numele Domnului, nu vei fi dat de rușine. Când chem numele Domnului, oricare ar fi problema, oricare ar fi nevoia, nu vei fi dat de rușine niciodată. Căci prin credința din inimă se capătă neprihănirea și prin mărturisirea cu gura vei ajunge la mântuire. După cum zice Scriptura, oricine crede în El nu va fi dat de rușine. Îți pui încrederea în oameni și rămâi de rușine. Îți pui încrederea în autorități și ai așteptat să se întâmple minuni și rămâi de rușine. Îți pui încrederea în tine și crezi că te poți descurca, că n-ai nevoie de nimeni, că te poți trecura și să-ți rezolvi singur problemele și rămâi de rușine. Pune-ți încrederea în Dumnezeu, cheamă-L pe Dumnezeu în viața ta și nu vei rămâne de rușine niciodată. Când îți întorci privire spre El, te luminezi de bucurie și nu ți se umple fața de rușine. Cheamă numele Domnului pentru a fi mântuit. Când chem numele Domnului, îl onorez cu adevărat. Când chem numele Domnului, îl onorez cu adevărat. Și spunea Pavel, în adevăr, nu este nicio deosebire între iudeu și grec, căci toți au același Domn, care este bogat în îndurare pentru toți cei ce îl cheamă, fiindcă oricine va chema numele Domnului va fi mântuit. Același Domn care este bogat în îndurare pentru toți cei ce îl cheamă. Cum vrei să-L onorezi pe Dumnezeu? Este onorat Dumnezeu prin viața mea, prin slujirea mea? Odată ce pricepem natura decisivă a lucrării mântuitoare a lui Hristos, înțelegem lipsa de relevanță a oricărei forme de legalism. Hristos este sfârșitul legii. Acum, începutul dobândirii îndreptățirii de la Dumnezeu e ca omul să renunțe la propria sa îndreptățire. Ca eu să fiu îndreptățit prin credință, trebuie să renunț la a mai mă îndreptăți singur înaintea lui Dumnezeu. Da, este speranță. Ceea ce n-am fi putut împlini niciodată, legea, Hristos vine și o împlinește și este sfârșitul legii. Dar asta mă responsabilizează cu atât mai mult și ne responsabilizează pe fiecare dintre noi. Hristos este sfârșitul legii. Prin urmare, fi plin de râvnă pentru El. Prin urmare, acceptă neprihănirea oferită de însuși Dumnezeu. Prin urmare, mărturisește-L pe Hristos ca Domn personal și cheamă numele Domnului pentru a fi mântuit. Amin.